Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem pe canalul meu de YouTube. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și astăzi vreau să vă zic că suntem în Barcelona, în grădina botanică. Se împlinesc 25 de ani de la realizarea acestei grădini în funcțiune. Un spațiu foarte frumos pentru a putea face fiecare o poză. Iar de aici încep aleile cu flori, cu diverse zone florale, cu diverse flori. În jurul prejurul nostru găsim alei unde putem găsi diversi arbori. De exemplu, aici avem o iuca foarte frumoasă. Ia uitați cât de frumoase sunt cu denumiri, crasula. În partea cealaltă avem acest crin foarte frumos, arbori. Ia uitați cât de frumos, aceasta este o iuca foarte mare. Aici avem arbori de aloea vera, ia uitați cât de frumoase sunt și de mari. Este cu intrare liberă astăzi de aniversare, normal se plătește intrarea în cursul săptămânii, iar astăzi este cu intrare gratuită. Putem întâlni tot felul de arbori și arbuști, tot felul de plante, de flori, de diverse culori și mărimi. Sunt aduse din mai multe colțuri ale lumii, din mai multe zone ale țărilor. E foarte frumos. Îmi place să vin aici să privesc aceste plante minunate și având ocazia astăzi cu împlinirea celor 25 de ani de aniversare, m-am gândit că ar fi frumos și interesant să vedeți și dumneavoastră această minunăție de grădină botanică. Și în țara la noi sunt zone frumoase, după cum ați văzut ultimul video, l-am pus din grădina botanică din Iași. Foarte frumos, foarte organizat, o paletă largă de flori și o paletă largă de culori, de lalele, că era timpul alelelor și era foarte frumos. Ia uitați cât de frumoase sunt aceste floricele, sunt minunate. Aici avem planul grădinii botanice și aleile sale, unde putem merge și viziona diverse plante. Este foarte frumos, sunt împreună ca de obicei și cum v-am obișnuit cu prietena mea, împreună vizităm, împreună călătorim, împreună ne petrecem timpul prin diferite zone minunate. Ne place natura, ne place tot ce este viu și de aceea ne găsiți împreună. Aici avem niște arbori care au niște liene foarte interesante, după cum puteți observa. Nu sunt pe partea lor, să vedem denumirea. Salcii, tot felul de tipuri de salcii, tot felul de tipuri de brăduți. Este foarte frumos, are peste 9 hectare de teren această grădină botanică și atunci îți oferă o gamă variată și largă a acestei zone. Cum puteți observa, se vede și panorama orașului, da? Se vede o parte din el. Este foarte minunat, plăcut să te plimbi, să vezi, să te bucuri
De ce nu de frumusețile? Aici este stadionul olimpic, unde vedeți acest tur. Se cheamă stadionul San George. Da, este minunat, foarte frumos. Da. Uitați cât de frumos și cât de minunat. Suntem în diferite alei. Uitați tot felul de ficuși, de cât de frumos e floarea de eucaliptus. O altă specie de eucaliptus. E minunat, e minunat. Aici avem altă specie de eucaliptu. Uite, astea galbene, Flori. Ia uite-le cât de frumoase sunt. Iar acolo jos avem o altă specie de eucaliptu, dacă se observă. Ia uitați, aceasta este altă specie de eucaliptu. Este o zonă foarte minunată, foarte plăcută. Ia uitați, iar se vede și stadionul, orașul. Este foarte frumos. Vă faceți o idee că este destul de interesantă zona și pentru cei ce nu pot ajunge, măcar pot viziona o zonă frumoasă, plăcută, relaxată. Dar nu înainte de a vorbi mai departe despre diferite plante ale acestei zone, vreau să vă relaxați, vreau să urmăriți, să distribuiți, să-mi dați like, să vă înscrieți pe pagina mea, de ce nu, puteți să-mi puneți întrebări, puteți să discutăm despre anumite specii sau despre anumite zone ale acestui parc minunat. Ia uitați cât de frumos este organizat, cu băncuțe, cu alei. Aici iar avem o plantă minunată, un arbust, de fapt. Acacia se numește. Ia uitați-l cât de frumoase florile sunt. Foarte frumoase. Ia uitați, aici avem o specie de maleuca. Este o specie de brad foarte interesantă. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Aici altă specie de plantă, nu are denumirea, probabil pe partea cealaltă. Ia uitați aici altă specie, cât de frumoase sunt, cât de minunate sunt, cât de curat e, cât de îngrijit este. Să știți că și în țară, la grădina botanică din Iași, când am fost și am vizitat, la fel am văzut zone minunate, curate, cu alei frumos asfaltate, curate. Mi-a plăcut foarte mult și acolo. Eu sunt din partea Dobrogei, mai exact din Tulcea, și nu avem, din păcate nu avem, cu toate că am avea spații și noi și tot felul de tipuri de brazi minunați, tot felul de arbore, arbuști minunați, că în alte zone ale țării nu se găsesc, dar din lipsă de organizare sau din lipsă de interes nu am găsit niciun parc, nicio grădină botanică în zona noastră. Păcat! Este foarte frumos. O să ne deplasăm puțin în sus, să găsim și alte zone minunate și vă povestesc despre alte plante. Aici suntem pe o altă alee, ia uitați cât de frumoase sunt plantele, arbuștii, copacii, sunt minunați, minunați. Ia uitați cât de frumos este. Este zona pusă a Australiei, deci fiecare parte și câteva alei sunt pe zone a țărilor respective, a diverselor
zone interesante unde se găsesc plante deosebite și rare. Suntem în partea zonei Chile cu arbori. Ia uitați ce frumusețe de arbori, ce minunat, ce zonă frumoasă. Nu vă mai povestesc de ce aer și ce miros de iarbă plăcut, de tot felul de floricele, de lavandă, de... E o minunăție, o minunăție. Aici suntem în altă zonă cu tot felul de flori, de plante. Ia uitați, aici am avut irișii care s-au trecut. Cât de frumos și cât de minunat este această zonă cu aceste alei minunate. Puteți observa și dumneavoastră. Avem iasmin pitic. Are un miros nemaipomenit. Deci este un miros nemaipomenit. Uitați cât de frumoase plante și cât de frumoase flori sunt. Uitați cât de bine arată toată zona. Suntem la o cotă puțin mai înaltă. Această zonă înconjurată de verdeață, de natură. Aici va fi o seară de muzică, un concert se pregătește pentru de seară. Ia uitați cât de minunate sunt toate plantele. Pare și dumneavoastră să vă faceți o idee, să vedeți cât de bine și de frumos se vede toată această porțiune. Merită să vizionați acest video până la capăt, pentru că este foarte frumos, ceva deosebit, ceva unic, ce poate multe persoane dintre dumneavoastră nu au ocazia să ajungă în această zonă, sau poate că cei care ați ajuns prin Barcelona n-ați avut timp sau ocazia să ajungeți în această zonă minunată cu această priveliște a naturii deosebită. Eu vă doresc să veniți să vizitați, vă sfătuiesc când aveți ocazii să mergeți în parcuri, în grădini botanice, în grădini cu peisaje naturale sau în păduri. Este foarte bine să ajungem în aceste locuri, ne încarcă bateriile, ne bucură ochiul, ne înfrumusețează sufletul cu această zonă minunată ce este creată și lăsată pe pământ. Aici avem niște maci portocalii, ia uitați cât de frumoși sunt. E păcat să nu ajungeți să vedeți așa ceva, așa minunății. Mă apropii de această tufă mai mare, să o puteți vedea mai de aproape. Ia uitați cât de frumoși sunt maci aceștia portocalii simpli și portocaliu cu margină galbenă. E o minunăție de plantă, de frumusețe ale naturii. În această zonă avem mese organizate pentru persoanele care vor să facă picnic, să așeze la masă, să servească ceva. Aici avem niște garofițe pitice, ia uitați-le cât de frumoase sunt, cât de minunate sunt. Avem o căsuță dintre aceasta minunată în care albinuțele și alte insecte își pot face casa. Este foarte frumos, este foarte minunat. Ia uitați cât de bine arată. Ia uitați cum arată de sus. Aici suntem în zona Sud-Africii, după cum observați, pune pe acest panou zona Sud-Africii. Este minunată. Ia uitați ce cactus deosebit și cât de mari poate să fie cu florile sale.
sunt o parte trecute, o parte se vor aprinde din nou. Ia uitați aceste minunate floricele, cât de frumoase sunt. Aici o altă zonă cu o altă parte de plante, arbuște, arbori și flori. Minunat, minunat. Deci, nu vă puteți imagina ce miros plăcut, divers de arome și divers de ca și aer, ca și avem aici altă plantă. Ia uitați ce minunată este. Tritonia laxifolia. Foarte frumoasă, vedeți că pune și denumirea sa aici. Ia uitați ce copaci minunați. Câtă lume minunat e să te plimbi, să vizitezi, să poți admira natura și bucura de ea. Uitați ce frumos se vede Barcelona de aici. Aloia vera înflorită, foarte frumoasă, ia uitați, insulele Canaria în zona asta, ia uitați cât de frumoase sunt plantele în zona asta, ia uitați. Foarte frumos. Deci nu vă pot povesti aromele, parfumurile și aerul curat care îl poți respira în această zonă. E minunat, ia uitați ce interesantă este această plantă. Ce frunză minunată are. Ce minunată este. Ce frumoasă este această zonă. Ia uitați. Ia uitați ce minunate sunt plantele. Foarte frumos. S-a ascuns un pic și soarele și e o atmosferă minunată, plăcut, relaxant, foarte frumos. Ia uitați cât de minunate sunt toate florile, plantele, e minunat în acest parc. Ce flori frumoase are și au un parfum nemaipomenit, foarte frumos. Vreau să vă zic că suntem în data de 21 aprilie și este o zi minunată, minunată. O atmosferă plăcută, relaxantă, merită să disfruți până la urma urmei de fiecare clipă și fiecare moment ce-ți face plăcere. Ce frumoasă este o specie de
plantă, nu știu cum se numește, nu-i pune denumirea. Este foarte frumos. Suntem tot în zona insulei Canare, numai că suntem spre coborâre. Lavanda. Poză i-am făcut. Numai poză? La maci portocalii am făcut poză și video. Foarte frumos. Ia uitați ce bine arată toată zona. Uitați ce frumos este. Aici avem o specie de cactus. Ce mare și frumos e. Paleta de culori între verde și maroșii și aceste culori minunate e splendidă, e splendidă. Ia uitați, iuca, palmieri, tot felul de plante minunate. O priveliște minunată, minunată. Într-adevăr, relaxant, v-am zis, merită să veniți să vizitați sau în orașele dumneavoastră sau în țările dumneavoastră care urmăriți din alte zone cu traducere. Merită vizitate aceste minunății ale naturii. Astăzi vreau să vă arăt partea a doua acestui minunat peisaj din Grădina Botanică la aniversarea celor 25 de ani al acestui parc botanic. Este minunat, ia uitați cât de frumos este. V-am arătat și prima parte, merită văzut, merită vizionat. Dacă aveți ocazii în orașele dumneavoastră sau în zonele în care locuiți, este minunat să puteți să ajungeți, să admirați, să vizitați, să trăiți clipe minunate în natură, în aceste peisaje minunate care îți oferă o paletă largă de și o informație destul de variată despre creștere, dezvoltare, înmulțire și așa mai departe. Ia uitați, aici avem un mini lac unde avem nuferi. Cât de frumoși sunt nuferii pe care vi pot arăta. Uitați ce frumos se vede peisajul. E minunat, minunat. E păcat să nu putem să profităm, să admirăm, să vizităm zone frumoase care ne pot relaxa, ne pot încărca bateriile după o săptămână de muncă sau o săptămână de diverse activități pe care le face fiecare. Dar nu înainte de a ajunge la capătul acestor filmulețe, vă doresc să vă relaxați. Vă doresc să vă faceți treburile sau problemele pe care le aveți și să vizionați și micuțele filmulețe pe care vi le ofer cu drag pentru a vedea și a urmări zone minunate în Grădina Botanică din Barcelona. Acestui video vă doresc vizionare plăcută și înainte de a ne despărți vă doresc sănătate, împlinirea viselor, flori frumoase cu o creștere și o dezvoltare pe măsură și pe data viitoare la revedere!